sunt jurnalist de peste 25 de ani, iar în ultimii șapte m-am specializat în descoperirea plagiatelor în tezele de doctorat ale unor personalități politice și publice. Cu prețul salvării unor indivizi, există riscul ca întreg sistemul doctoral din România să sufere daune iremediabile, cu consecințe dezastruoase pentru integritatea și credibilitatea sa. Plagiatul e o problemă de securitate națională pentru că a destabilizat și compromis mediul academic și a legitimat impostura la nivel public. România tolerează frauda și escrocheria academică. România a creat rețele de impostori care au vulnerabilizat atât instituțiile cât și sistemul de educație. Sunt jurnalist de peste 25 de ani, iar în ultimii șapte m-am specializat în descoperirea plagiatelor în tezele de doctorat ale unor personalități politice și publice. În tot acest timp am expus peste 50 de cazuri de fraudă academică. Politicieni, procurori, judecători, general de armată, chestori de poliție și șef de servicii secrete, unii dintre ei oameni cheie în instituțiile de forță ale statului, iar lumea a început să-mi spună că sunt o vânătoare de plagiatori. Primul plagiator descoperit va fi pentru mine ca prima iubire. Nu-l voi uita niciodată. Este vorba despre Gabriel Oprea, pe atunci. Este vorba despre Gabriel Oprea, pe atunci viceprim-ministru și ministru de interne, și pentru două săptămâni premier interimar. Teza lui de doctorat nu avea introducere, nu avea concluzii. Iar bibliografia număra doar 28 de titluri, cam cât cea a unui eseu temă pentru facultate. Pe lângă aceste indicii, m-a frapat că fontul și corpul de literă erau diferite de la un capitol la altul. <laughs> Mi-a luat doar câteva minute să identific primele surse ale plagiatului într-un tratat scris chiar de coordonatorul lui Gabriel Obrea, <laughs> profesorul, politicianul și avocatul Ion Neagu. Lucrarea aceasta nu a fost singura în care fontul și corpul de literă variau, semn că estetica vizuală nu a contat pentru unii doctoranzi, cum nu a contat nici conținutul. În unele teze am descoperit fie stiluri de citare diferite, de la un capitol la altul, fie capitole pline cu note de subsol și referințe bibliografice, urmate de alte capitole, fără nicio atribuire. Am început să scriu despre impostura în mediul academic în vara lui 2015. Instituțiile care ar fi trebuit să verifice acuzațiile de fraude erau în genunchi. Iar legile ce-o părțite astfel încât să salveze plagiatorii. Avalanșa de cazuri publice despre care am scris a obligat statul să reacționeze, chiar dacă greoi, iar cel mai adesea neconvingător. Câteva lucruri bune s-au întâmplat totuși de atunci a fost reînființat CNATCU, Consiliul care avea atribuții de verificare a plagiatelor și care fusese desființat în vară lui 2012 cu unicul scop de a salva de acuzația de plagiat pe premierul de atunci, Victor Ponta. Legislația doctorală a devenit mult mai strictă, iar criteriile de admitere și de susținere publică au fost schimbate. Au fost introduse obligatoriu cursuri de etică și integritate academică la programele de master și doctorat. Zeci de teze au fost anual respinse pentru calitate slabă. Înainte, asta era o raritate. De la aproape 4400 de titluri acordate în 2015, când am început să scriu despre plagiate, numărul acestora nu a mai trecut de 2400 de atunci încoace. Iar Cnatcu a retras în acești ani zeci de titluri de doctor. Printre cei rămași fără diplome se numără Victor Ponta, a fost premier, Gabriel Oprea, fost vice -ministru și ministru de interne, Petre Tobă, fost ministru de interne, Florian Bodog, fost ministru al sănătății, Darius Vâlcov, fost ministru al finanțelor, Chesterul Adrian Iacob, fost rector al Academiei de Poliție. Aceste câteva măsuri de prevenție și de sancționare au fost însă rapid îngropate sub avalanșă de încercări de a dezincrimina plagiatul. Când și alți politicieni s-au simțit în pericol să fie expuși public și să rămână fără titlurile academice, a început asaltul asupra legislației care pedepsește impostura. Cu cât dezvăluirile despre tezele fraudate s-au înmulțit, cu atât soluțiile pentru exonerarea plagiatorilor au fost mai categorice. În acest moment se încearcă o mare operațiune de amnistiere a plagiatului prin două dispoziții strecurate în proiectul legii învățământului superior, a cărui formă finală nu e cunoscută însă. Prima se referă la posibilitatea de a renunța la titlul de doctor, iar cea de-a doua la prescripția plagiatului în trei ani după comiterea sa. Ambele prevederi sunt unice în întreaga lume. În nicio altă țară opțiunea renunțării la titlul de doctor nu e posibilă, iar întreg sistemul academic plagiatul reprezintă o abatere imprescriptibilă. Cu prețul salvării unor indivizi, există riscul ca întreg sistemul doctoral din România să sufere daune iremediabile, cu consecințe dezastruoase pentru integritatea și credibilitatea sa. Apărătorii publici ai impostorilor a afirmat frecvent în ultimii ani că dezvăluirile despre tezele de doctorat plagiate ale unor politicieni sunt o chestiune de securitate națională. Deci nu lucrările plagiate ale decidenților ar fi problema, ci faptul că cineva demonstrează că ele sunt fraudate. Problema o reprezintă așadar ziariștii care informează publicul că tezele unor oameni care se legitimează profesional și intelectual cu ele care au obținut funcții și bani mulțumită lor, sunt plagiate. Plagiatul e o problemă de securitate națională, dar nu pentru că dovezile de fraudă din tezele de doctorat ale unor politicieni sunt dezvăluite de presă. Plagiatul e o problemă de securitate națională, dar nu pentru că există riscul ca instituțiile statului să fie decapitate. Plagiatul e o problemă de securitate națională pentru că a destabilizat și compromis mediul academic și a legitimat impostura la nivel public. Dezvăluirile despre tezele plagiate ne-au arătat cum stau lucrurile în realitate. România s-a păcălit sistematic timp de 30 de ani, acordând titluri academice fraudate în domenii cheie pentru dezvoltarea statului. România a creat rețele de impostori care au vulnerabilizat atât instituțiile cât și sistemul de educație. România a preferat să mușamalizeze impostura în loc să o combată intransigent, indiferent de numele și poziția celui acuzat. România tolerează frauda și escrocheria academică. Nimic din toate astea nu s-ar fi putut întâmpla fără complicitatea și tăcerea mediului academic și a clasei politice. În această mare de indiferență, eu refuz să tac și voi continua lupta împotriva imposturii până la capăt. Ca să parafrazez un clasic, arcul moral al istoriei este tare lung, mai ales în România. însă eu continui să cred că el se apleacă spre dreptate. Iar lupta aceasta nu este doar despre impostura academică și despre false elite politice care ne conduc, ci este și despre țara în care vreau să trăiesc. Este și despre cum va arăta România de mâine.